Salutare și bună dimineața de pe dealurile Hațegului. Astăzi este o zi relaxantă în natură. Nu m-am dus la Vorța, am plecat să mai caut ciuperci pentru că sunt ultimele zile în care mai pot găsi zbârciogi, pentru că eu o să plec de săptămâna viitoare în călătorie și până mă întorc eu trece sezonul. Așa că hai să vedem dacă am noroc să mai gust niște zbârciogi pe anul ăsta. Mă rog, poate să mai găsesc și după ce mă întorc, dar la altitudini mai înalte. Dar mie mi-e foarte poftă, vreau să caut zbârciogi, așa că am venit aici pe dealurile Hațegului, între Hunedoara și Hațeg. Voi intra pe aici prin pădurile astea, unde e plin de cireși înfloriți. Cred că am auzit deja și cucu cântând o vreme extraordinară astăzi. O zi pe care o să o petrec 100% în natură. Primul cântat de cuc pe anul ăsta. Zumzet de albine aici în cireșii ăștia. Ce poate fi mai frumos într-o zi de duminică decât să te plimbi prin natură, prin asemenea sunete? O să intru pe aici, prin desișurile astea, unde am văzut și plop și cireș. Să vedem dacă am norocul să găsesc ceva zbârciogei. Deși e cam uscat, după cum văd eu, va trebui să caut zone mai umede. Da. Sunt șanse că aici sunt și ceva pâraie, așa că poate am noroc. Am dat și de zone umede. Prezența cireșului este, prezența plopului este, dar zbârciogi niciunul. Mai căutăm. Niciun zbârciogel deocamdată. O să încerc să urc la altitudine mai mare. Mai mă învârt un pic pe aici. După aia schimb locația, mă duc la altitudine mai înaltă. O să cobor înspre Hunedoara pe drumul ăsta nou, aici pe lângă halda de steril, și am de gând să urc înspre Ținutul Pădurenilor, pe una dintre văi, încă nu știu pe care, dar mă voi hotărî în Hunedoara. Peisajul selenar de lângă Hunedoara, cu dune de nisip. Drumul m-a scos în Teliuc. De aici o să cobor în Hunedoara. Dar nu înainte de a lua niște imagini cu lacul de aici. Și anume lacul ăsta, un lac mai puțin știut, ascuns aici la marginea Teliucului.
dacă tot am coborât în Hunedoara și n-am găsit ciuperci, am fost și mi-am făcut ceva cumpărături. Uite ce frumos au înflorit păpădiile aici în Hunedoara. N-o să vă vină să credeți ce o să pregătesc și o să mănânc astăzi. Numai să ajung undeva sus pe deal, într-un loc frumos. Bine, ciuperci încă mai pot găsi, că de fapt ăla-i scopul. De aici o să plec înspre Ținutul Pădurenilor. Deja s-au scuturat pomii. Mai departe, pe lângă Castelul Huniazilor din Hunedoara, am de gând anul ăsta să vin și să iau un tur ghidat, să vă prezint și vouă castelul pentru cei care nu pot să vină să-l viziteze fizic. Castelul e extraordinar, chiar recomand să ajungeți aici. Un loc foarte fain din Hunedoara, merită o vizită la castel. Dar pentru cine nu poate să ajungă, anul ăsta intenționez să vin să fac un tur ghidat și să vă prezint și vouă castelul. Vă recomand cu căldură să ieșiți din case zilele astea și să vă bucurați de primăvară. E atât de frumos acum afară, flori peste tot, începe să se încălzească. Ieșiți și gătiți ceva în aer liber. Totul este mult mai gustos, mult mai bun dacă e făcut în aer liber. Absolut superb aici pe dealurile din Pădurenime. Chiar dacă e un fel de ceață, nu e foarte clar aerul. Mult întârziată natura aici pe dealuri. De-abia acum începe să înflorească câte un pom aici. O să intru să mai caut după zbârcioci, poate aici am șanse mai multe să găsesc măcar câțiva de gust. Bate vântul foarte tare aici pe vârful dealurilor și e un fel de praf în aer, nu știu. Foarte, foarte ciudat. N-o să mă opresc aici să stau să iau masa. O să cobor un pic mai jos și să găsesc o poieniță unde nu bate vântul așa tare. Am luat-o pe niște drumuri off-road. Da, e ok. Astăzi n-am avut noroc de ciuperci, dar asta e. Cel puțin m-am plimbat prin locuri absolut superbe. Aici o să caut o poieniță unde să stau să mănânc ceva. Am coborât un pic mai jos. Aici nu bate vântul chiar așa tare. Mi-am pus masa aici lângă un păducel înflorit. O să mă apuc să îmi pregătesc ceva de mâncare. N-o să vă vină să credeți ceea ce mi-am cumpărat să mănânc astăzi. Și anume, eu de mult am tot vrut să văd dacă în România îmi găsesc să îmi prepar un sashimi. Așa că am luat niște file de păstrăv somonat, file de somon, am mai luat niște macrou marinat, bineînțeles sos de soia. Wasabi, din păcate, n-am găsit, dar eu știu că cât de cât aduce la gust și hreanul. S-ar putea să fie bun și cu hrean. Hai să vedem. Hai să vedem cum pregătim un sashimi aici pe dealurile Muncelului. Mi-am cumpărat două funduri de lemn, unul pe care o să pun mâncarea, unul pe care pregătesc. Mi-am cumpărat un cuțit. Cuțitele astea de la Ocean, nu știu cât e, vreo 20 de lei bucata, dar sunt de o calitate foarte bună, un oțel foarte bun în ele.
taie extraordinar de bine și dacă vrei să faci sashimi, ai nevoie de un cuțit bun. Hai să vedem ce iese. Mai am și o ridiche, mi-am luat o ridiche albă, asta o să o rad și peste o să pun bucățile de pește. Am venit dotat cu tot ce trebuie, mi-am luat inclusiv o micro răzătoare din asta. Pentru ridiche, hai să vedem cum iese. Răzătoarea mea rade cam prea fin, așa că am făcut un pat de felii de ridiche, după aia am pus și ceva ridiche rasă deasupra. Urmează să pun peștele. Ăsta e platoul meu de sashimi. Am somon aici, la mijloc păstrăv somonat și dincolo hering marinat. Mi-am adus un castronel în care să-mi pun sos de soia și hrean. Mai trebuie să fac un lucru foarte important și anume să-mi fac niște bețișoare, că în magazin n-am găsit de cumpărat. Așa că trebuie să-mi construiesc eu bețișoare de aici. No, hai să vedem ce a ieșit. Astea mi-s bețișoarele. Am căutat ceva până am găsit un lemn care e neutru ca gust, pentru că unele lemne, da, sunt amărui. Și am găsit, nu știu ce o fi, ce esență e, dar ăsta n-are niciun fel de gust. Aici am sos de soia și hrean. Ăsta mi-e platou. Hai să vedem ce a ieșit. O să gust prima dată din somon. Somon, hrean și sos de soia. Wow! Nu-mi vine să cred. Absolut extraordinar de bun. Hai să vedem și păstrăvul ăsta somonat. Deci merge la fix cu hrean. Mă gândeam eu că ar trebui să meargă, pentru că hreanul și wasabi pe undeva se aseamănă, sunt cam din aceeași familie de legume, nu știu dacă e legumă, de plante. De-a dreptul, wow! Mega încântat de ce am obținut. Cred că o să repet foarte des formula asta. Știți că mi-e place foarte mult sashimi și da, trebuie să învăț să fac și sushi. Curând, foarte curând. Da, mă voi bucura de masa asta aici sub pom înflorit. Foarte, foarte tare. De mult aveam de gând, acum s-a realizat. Hreanul nefiind la fel de tare ca și wasabi, trebuie să pun extra. Da, așa cu mai mult, e excelent. Merge excelent și cu ridichea. Ridichea e și ea un pic iute. Am nimerit ingredientele. Asta e un fel de mâncare fusion, Japonia, România. O masă extraordinară aici pe dealurile din pădure Nime. Nu știu, am avut noroc, cred, de am prins peștele la extraordinar de gustos. Mai ales păstrăvul somonat a fost top, extraordinar de gustos și merge la fix cu hrean. Eu am tot vrut să încerc varianta asta. În loc de wasabi să folosesc hrean și se pare că e o combinație câștigătoare. Mie mi-a plăcut enorm, iar cred că o să mănânc mai des din cauza că o masă de genul ăsta niciodată nu mi-a picat greu. Pe când un grătar de porc sau orice fel de carne, mai ales din supermarket, aia s-a mai întâmplat de mi-a căzut greu. Da, carnea, din păcate, carnea pe care o găsim în supermarketuri nu prea e de calitate bună. Dar alta n-avem.
Acum, da, e adevărat că și peștele poate să, și peștele sigur nu e de pescuit, sigur e tot de crescătorie, dar a fost extraordinar, extraordinar de bun. E adevărat că eu somon sau păstrăv somonat n-am cumpărat niciodată, pentru că am gustat la un moment dat prăjit și mie nu mi-a plăcut. De somon prăjit, nu. În schimb, așa, nebunie, nebunie curată. Foarte mult mi-a plăcut, foarte bine m-am relaxat aici pe dealuri. O zi foarte faină, călduroasă, totul înflorit. O plăcere, o plăcere să stau în natură. Mâine urmează să mă duc la Vorța, să continuăm cu șantierul casei. Mâine vine și Radu, continuăm cu baia. Iar eu încă nu știu ce o să fac în materie de construcții, dar cred că las pe Radu mâine și eu îmi continui cu grădina, pentru că am de pus o grămadă în grădină. Așa că acest vlog îl închei aici. O să mai stau câteva ore pe aici, pentru că îmi place enorm. Ciuperci n-am găsit. Să văd, mai cobor un pic, mai intru prin niște păduri. Să vedem, poate am noroc și de niște zbârcioci. Dacă nu, nu-i niciun fel de problemă. Oricum, v-am mai zis, chiar dacă scopul e culesul ciupercilor, niciodată nu a fost o zi pierdută, dacă, chiar dacă n-am găsit ciuperci. Pentru că m-am ales cu relaxare, m-am ales cu stat în aer curat. Ceea ce vă recomand și vouă, să ieșiți din case, să gătiți în aer liber, să vă plimbați în natură, mai ales de acum încolo, asta e sănătate curată. Până la următorul vlog, de aici, de pe dealurile Muncelului din Pădure Nime, eu vă spun la revedere!